Salutare regionalilor și bine v-am găsit la un nou vlog, tot din Veneția, dar vlogul ăsta este un pic mai diferit. Este o situație mai delicată aici în Veneția. Ce s-a întâmplat aici nu s-a mai întâmplat din 1966. Acum mă îndrept către piața San Marco, o să vedem care e situația acolo. Deocamdată totul este bine. Oricum e ora 5, e frig, astăzi este joi. O să fie un video cam întunecat, așa să zic, pentru că deja se apropie seara, dar o să încerc să fac și așa totuși. Dacă o să vină noaptea, aș vă da seama că nu o să mai vadă aproximativ mai nimic. Nu știu cum filmează aparatul ăsta noaptea, pentru că n-am încercat. De la gara și până aici, deocamdată, treaba e ok. Da, dar... Poate cei care nu ați văzut încă ce s-a întâmplat în Veneția zilele trecute, adică mai exact în ziua de marți, 12 noiembrie, dacă. Între marți și miercuri seara, adică noaptea, cum ar veni, s-a înregistrat o cotă a API în piața San Marco, mai ales și în zona aia de acolo a fost cea mai afectată, să zic așa. S-a înregistrat un al doilea record de nivel al apei, undeva la 187 de centimetri, adică vă dați seama ce e acolo. S-a înregistrat primul record în anul 1966, dacă nu greșesc, atunci a fost 192 de centimetri, deci 1,90 m de apă. Bă, deci e ceva... Cum reușesc oamenii ăștia să trăiască în atâta apă, haideți că o iau la pas din nou. Până acum situația se prezintă destul de ok. Vedem care e treaba prin San Marco, acolo, în zona aia, pentru că acolo este direct marea. Da, e impresionant ce se întâmplă prin toate locurile astea pe aici. Nu prea avem șanse, trebuie să acceptăm ce ne dă natura, să zic așa. Da, și în stânga și în dreapta se văd tot felul de saci cu gunoaie, cu chestii care s-au udat, toți fac încă curățenie, încearcă să strângă. Da, majoritatea construcțiilor sunt făcute anume pentru a rezista eventualelor inundații și din cauza asta nici nu se vaită lumea foarte tare. De vinerea trecută și până astăzi, astăzi fiind joi, data de 14, bă, a plouat într-una. Ce înseamnă într-una? Zi de zi, ploaie, 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 ploaie. Da, se pare că totul s-a îndreptat. Momentan. Dar de mâine am înțeles că o să vină iarăși ploile și pentru câteva zile o să fie iarăși numai ploaie. Și e posibil să se întâmple iarăși, din nou ce s-a întâmplat, să se inunde. Nu știu dacă la fel, dar probabil o să se ridice nivelul la pe iarăși. Rămâne de văzut. Când am făcut video-ul cu Bogdan Hrescu acum 3 săptămâni, cam așa, nivelul apei era mult mai sus față de acum. Bogdan, dacă te uiți, te salut și numai bine. Când am fost cu Bogdan, era gen la limită. Cum venea câte o barcă, ba câte un val, ieșea apă afară. Acum situația este mult mai bună. Marți s-a întâmplat toată faza cu nivelul apei super mare. Din fericire, apa se cam duce la vale, să zic așa, și totul o să fie bine. Forța Veneția, treaba este bună. Vesa persa! Da, și am văzut foarte multe magazine încă ude, erau ude pe jos, lumea încă ștergea. Încă se chinuia să strângă tot ce s-a întâmplat după toate ploile astea. Sunt unele magazine și unele restaurante care au fost afectate, da, chiar destul de bine. Le iau de la capăt, încet, încetișor și o să se pună totul pe picioare. Salve! Dar nu știu cât de bine mă văd, am ajuns și în piața San Marco, apa s-a retras aproape complet, este ud, dar s-a retras cam de tot. Se vede aici. Aici este bazilica. Deci... Azi dimineață am văzut pe Instagram poza de pe pagina comunei din Veneția că încă mai sunt câțiva centimetri de apă, dar se pare că au dispărut. S-a retras apa și sperăm să fie bine. Piața San Marco aici frumos. Turnul. De aici, bă, acolo. Treburile se pare că s-au îndreptat spre bine. O să merg acum în locul unde s-au produs, să zic așa, cam cele mai mari stricăciuni. Vedeți acolo domnii jurnaliști, iau un reportaj frumos. Ca și mine, acum mă simt un fel de reporter. Haideți să mă urc și eu aici. Hopa!
Și să vă arăt, deci practic chestiile astea sunt un fel de podețe, să le zic așa, un fel de trotuar suspendat. Se montează de cele mai multe ori în locurile în care nivelul apei este mare sau mult prea mare pentru a merge normal. Mamă, deci îmi plac super mult locurile astea așa. Lumini, frumos, arhitectură, alea tot ce trebuie. Bă, deci când, de când mă plimb pe aici am văzut, cred că vreo 7-8 televiziuni, reportaje, chestii, socotele, vrăjeli. Mamă, deci a scăzut nivelul apei. Nici nu mă așteptam să scadă așa de tare. Cred că e mai bine de 1,5 metri a scăzut nivelul. Băi, și asta e bine. Deci dacă vă gândiți, pe aici pe unde merg eu așa, era plin de apă. Și era 1 metru și ceva de apă. Pus aici pentru că este un pic de lumină. Prego. Ca să vă zic că, ca și concluzie, situația în Veneția s-a îmbunătățit foarte mult. Mă așteptam să fie mult mai multă mizerie sau chestii rămase, dar din fericire nu a fost așa de urât. A trecut carabinierii pe lângă mine. Olala! Opa, opa! Vedeți acolo în spatele meu, acolo parchează băieții, cu siguranță din Veneția, carabinierii mai exact, acolo în spatele meu. Toată lumea vorbește de San Marco prin Veneția pe aici. Pe unde treci, pe unde... Deci toți vorbesc despre San Marco, Veneția, inundații, nu știu de... Dar nu mă văd deloc. Aici m-am luminat. Aleluia! Aici era un magazin care are poșete, ghiozdane și chestii. Probabil s-a inundat și s-au udat toate. Și acum erau toate aruncate acolo pe jos și erau scoase la vânzare, la 3 euro, 5 euro, pentru că erau toate ude, practic. Lumină. Deci, o vedeți acolo, este, când a venit apele, era undeva prin zona asta pe aici, așa. Și da, se pare că au tras-o un pic. Este interzis să trecem dincolo. Mamă, deci cred că are 25 de metri, cam așa ceva, și este destul de barosan vaporul ăsta. Asta înseamnă că apa a avut o putere ca lumea, deci imensă. Da. Aici s-au dărâmat câteva stări din ăștia, de susținere de la cultura asta, să zic, pe chemat. Am văzut, s-au dărâmat, bă, deci e chiar solid, frate. Doamne, ce bă. Înțeleg. Într-un mod ciudat s-a cam golit Veneția. Sunt foarte puțini oameni sau turiști. Nu este așa de multă lume, nu este așa de aglomerat. Oricum este frig, a început să bată vântul, sunt curenții ăștia de la mare de aici, că este apa lângă mine. Mă, treburile sunt ok. Da, deci cam asta a fost vlogul. Cam asta a fost Veneția, cam asta este situația. Aici s-a îmbunătățit. Lucrurile încep să se îndrepte spre bine, sper să nu vină iarăși ploaia. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu foarte calitativ pentru că imaginea nu prea s-a văzut foarte bine, știți prea bine, un like, subscribe și share acest video. Și da, cu voi a fost Mare și noi ne vedem data viitoare.